din Providence. Înainte să existe gheața și focul, înainte de apariția triburilor, cele șapte maimuțe au îngropat o comoară inestimabilă a omenirii într-un loc fermecat. Dar azi, comoara e în pericol. Doar cel care va citi acest pergament va putea să o protejeze, înfruntând forțele răului pentru a dezlega misterele din Providence. Gura lui Quetzalcoatl. Ah, să dormi sub cerul liber, să faci un foc de tabără, să culegi fructe, să pescuiești cu mâinile goale în apa cristalină a râului. Nu strică nicio baie bună. Nu-mi place apa, te udă și e rece. Respira acest aer curat. Nu-mi place aerul curat. Lecția numărul 1. Nu fă gălăgie. Fii asemeni ramului ce se îndoaie, asemeni frunzelor ce freamătă, contopește-te cu natura. Nu-mi place natura. Vei vedea că nu e greu. Poate vrei un pește? Nu-mi place peștele. Mă întreb ce-ți place, șef? Ce-mi place? Îmi place electoratul, costumul de primar, să călătoresc gratuit. L-am scăpat. Îmi place să fiu decorat, să-mi văd poza în ziar. Îmi place să mi se spună, șefule, să fiu puternic. Doar lucrul acesta mă mai distrează. Aici nu mă simt prea puternic. Asta este. Ce facem acum? Aha, domnule Rudolf, crezi că ai putere? Vei vedea cât de mult te înșeli. Oh, interesant. Iată ocazia pe care o așteptam. Regret, peștișorule, sau ce ești, dar am nevoie de tine. Nu e bun trucul tău, îi scap de fiecare dată. L-am prins! Al meu ești, al meu, sunt cel mai puternic dintre noi doi. De data asta nu mai scap. Și acum, domnule primar, iată puterea, cea adevărată. Folosește-o cum se cuvine. Oh, ce e asta? Parcă ar fi aur. Aur? Unde? Am zis că aș mânca și un balaur. Oh, știam că vei începe să iubești natura, șefule. Da, foarte bine. Hai să ne întoarcem. Greu lui Rudolf să egaleze puterea acestui necunoscut. Și mult mai greu pentru Oscar să-i despartă. Am pierdut pandantivul lui Montezuma. Bine, vin! Teatrul municipal nu e aici, hai. Nu sunt actor. Am pierdut un obiect sacru lângă râu, un pandantiv de aur. Sacru zici? Ca și cele ale mumiilor care aduc nefericire celor care le poartă? Nu e vorba de nefericire. Acesta îți conferă puteri uriașe. Trebuie să-l returnez zeilor asteci care mi l-au încredințat. N-ai văzut ceva asemănător? Nu, du-te la prietenul meu, Baltazar e polițist și... Apropo, mult noroc, și dacă te interesează, pot să-ți dau adresa croitorului meu. Da, azi la râu am prins doar pește.
dar n-am găsit nimic altceva. Îmi pare rău, dar mă grăbesc. Trebuie să returnez acest obiect lui Quetzalcoatl mâine la prânz. Atunci ai venit la cine trebuie. Mulțumesc. Crede-mă, nu vei regreta că mi l-ai returnat. Ai pierdut ceva? Baltazar ți-l găsește cât ai bate din palme. Trebuie să-mi descrieți obiectul și voi începe o anchetă imediat. Dacă nu e la tine, înseamnă că e pe lângă râu. E cineva aici? Hei, vezi că arde ceva! Măi, unde am pus carnețelul? Aha, iată-l! Am văzut fum afară și... Unde e celălalt? Cel care a pierdut o fiolă de aur. Poftim? Înțeleg! Sălbaticul acela gol erai tu! Tu ai fost! M-ai hipnotizat ca să par ridicol! Nu! În schimb, acum ești ridicol! Baltazar, te asigur că... Da, că așa, că pe dincolo cu mine nu-ți merge, domnule! Ia te uită, s-ar părea că misteriosul vizitator a fugit când am venit eu. Când voi fi puternic asemeni zeilor, voi pune să mi se ridice un templu. Da, îl voi obliga pe Oscar să se posterneze în fața mea și apoi voi avea și un harem. Gata, art de nerăbdare să văd cum e. Ăsta e nectarul zeilor. Tare m-aș mira. Parcă aș pluti. Mă prinde bine chestia asta. Dar de ce mă ustură așa? Rudolf, ia ghicește ce ți-am pregătit pentru astă seară. Omul acesta nu e deloc rafinat, nici măcar ordonat. Are nevoie de o soție care să aibă grijă de el. Da, asta i-ar trebui. O soție care să aibă în permanență grijă de el. Rudolf! Uiți, lopoțli, luminează-mă, te rog. Să găsesc pandantivul lui Montezuma. Zbor de probă pe timp de noapte cu ochelari cu ultraviolete. Zeu, așa, nu se vede prea clar. Vizibilitate redusă, abandonez testul. Firar să fie. Ei, ce faci? Nu poți să te uiți pe unde zbori? Omul era desculț, a ieșit pe fereastră înainte să sosesc eu. Cineva pierde ceva și se duce la Baltazar. Nu e nimic misterios, doar e polițist. Uneori în viață lucrurile sunt așa cum par, Oscar. Pensula asta, de exemplu, e o pensulă și nimic altceva, iar norul acela, un nor banal. Un nor banal care aruncă orașul în beznă la 11 dimineața, deși următoarea eclipsă va avea loc abia peste 3 ani. E un semn al secretului din Providence. Oscar, Katia, veniți să vedeți ce am găsit! Cineva m-a mințit. Nu se poate să lovești un șarpe pe cer. Ba da, l-am văzut. Mă rog, nu mai aveam ochelarii, dar am văzut ceva verde și mare. Și chestia aceea mare și verde a lăsat solzul acesta de șarpe pe carlingă. Cunoști vreo specie de șarpe zburător? Nu, dar cu siguranță e menționat în cărțile lui Stan Lee. Vii? Nu pot! I-am promis lui Bob să-i fac spoturi anticeață pentru terasa restaurantului său! E cineva acolo? Nu mă mânca! Dacă mă lași în pace, îți dau toată averea mea. Să vedem ce îmi dai. Iată, o orhidee foarte rară. Îți bați joc de mine?
Dacă vrei să veghezi asupra velișului tău pământesc, să-mi aduci ofrande demne de un zeu. Da, ai dreptate, nu e demne de un zeu. Asta e bună, majestate. Asta e o creatură divină. Asta este tot ce am. Puțin, dar trebuie să mă mulțumesc. Bine, poți conta pe protecția mea, dar cu o condiție: să nu povestești nimănui de întâlnirea noastră. Altminteri, vai de tine, te înghit! Ai necazuri, Teo? Nu, nici vorbă! Nu știu de ce, dar sunt puțin cam agitat. Cred că se vede asta, nu? Oscar, știi să păstrezi un secret? Păi, depinde. Oh. De ce? Glumește, spune-te-o. Nu! Ori a luat-o razna, ori are necazuri mari. Să ne vedem de cercetările noastre. Iată ofrandele tale și acum încetează să mă mai sperii sau te lovesc? E suficient. Și acum fă în așa fel încât să le duci în craterul de pe înălțimile de lângă Providence. Încă unul și acum la următorul. Puterea zeilor tare îmi place. Iată, uite, tocmai ce-mi trebuia, o pauză muzicală. Stați! Vreau să cântăm împreună! Hei! Unde sunteți? Nu am chef să ne jucăm de v-ați ascunselea! Cel care m-a mințit nu e departe. Simt asta! Că e un zeu super puternic, dar n-are nicio slugă să-l ajute. Nici un șarpe zburător, sunt în impas. Știm că Marten a lovit un șarpe. Mai știm că la altitudinea aceea avioanele mai lovesc păsări răpitoare. Și în fine, mai știm că păsările răpitoare vânează șerpi. Deci explicația e simplă. O pasăre răpitoare cu un șarpe în cioc a lovit avionul. Încă o pistă care nu ne duce nicăieri. Mă duc la Felicien ca să-i arăt ce am adus din China. Am plecat. Și eu ce fac? Spun abracadabra și totul se rezolvă? Domnișoară Clarice? Se pare că Baltazar e în toane bune. Ce v-a apucat cu instrumentele astea? Aici trebuie să-ți acoperi urechile ca să reziști. Ia te uită! E aceeași pană care l-a speriat pe Teo. Sunteți de acord să-mi vindeți pendula de aur de la... Oh, dar ce s-a întâmplat aici? Vă mutați? Am dat totul copiilor mei. Dar ieși. Dumneavoastră nu aveți copii. Vă mulțumesc pentru vizită. Văd că ai ajuns la aceeași concluzie ca și mine. Care concluzie? Aruncă o privire. Acord. Încă cineva care se mută. Ei și? Problema pare a fi aceeași peste tot. După cum vezi, bijuteria a fost golită complet. Și celelalte case au fost devalizate. Tablouri, mobilier de valoare, totul a dispărut. Vom merge dimineață să vorbim cu oamenii. Du-te să te odihnești. Arăți cam obosit. Pe mâine. De data asta te-am prins. Folosind pandantivul lui Montezuma, ai uzurpat puterea zeilor.
Dar tu nu ești Quetzalcoatl. La asteci, Quetzalcoatl era un zeu înfricoșător, șarpele cu pene. Acesta e șarpele zburător. Și așa se explică apariția penelor. Dar asta nu explică unde ascunde lucrurile lui Teo, Felicien sau Claris. Felicien? L-am văzut în pădure cu cei din fanfară. Și nu au vrut să mă aștepte. Mâine vei survola pădurea, poate vei găsi un indiciu, ajunge pentru seara asta. Și totuși ceva nu e în regulă, Oscar. Agresorul meu de astă seară nu semăna cu un șarpe cu pene. Păi da, hai să ne culcăm. Nu uita că parcă am obosit. Hei, te deranjează dacă rămân aici peste noapte? Ești foarte puternic, Rudolf, dar te duci prea repede acolo. Ai răbdare, Oscar. Va veni și rândul tău. Nimic în sectorul D7 al pădurii. Am făcut un tur și acum intru în D8. Recepționat. Dar asta e. Am găsit. Avionul tău, îl vreau. Nu că m-aș plictisi, dar trebuie să fac asta. Cum zice Oscar că trebuie să faci ca să găsești drumul spre casă? A, da, să te orientezi după stele. Oscar, ajutor, m-am rătăcit. Oscar se crede abil, dar nu poate face nimic împotriva unui zeu. Iar eu sunt un zeu, spor precum o pasăre, mi se aduc ofrande. Am putere absolută și a sosit momentul să-i dau o mică lecție lui Oscar. Ce mutră va face Oscar când mă va vedea? Deja? Nu e bun de nimic, da, praful vin. Acela. Tu ești matent. Eram în trecere și voiam să-ți spun că îmi plac trandafirii tăi. Ce miros! Parcă ar fi cactus, o plantă prețuită de asteci. Ceva îmi spune că primarul nostru știe mai multe despre Quetzalcoatl. Să-l urmărim! Acolo! Din fericire nu m-a urmărit nimeni. Fără îndoială, eu sunt cel mai puternic. Te-ai descurcat bine atunci? Știi după ce am venit. Uite-l! Prinde-ți-l! Sper că pot folosi Aikido și împotriva zeilor. Ți-ai schimbat vestimentația, domnule primar. Cum? Stați puțin, să uităm de problemele astea și ocupați-vă mai degrabă de el. Dar mai întâi am chef să-ți smulg penele. Cere-i pandantivul! Nu-mi puteți face nimic! Eu sunt zeu! Pentru totdeauna! Cum? Nu tu ai primit acele ofrande? Să-l prindem și vă voi explica totul! La ora asta se vine? Explicațiile mai pot aștepta! Să-l încercuim pe primar! Haide, fii cu minte, Rudolf, și predă-te! Niciodată! Marten, păzea! Pandantivul! Și acum, Oscar, ce vei face? Rudolf nu mai poate teroriza populația, s-a terminat.
Nu, nu s-a terminat. Acolo sus, peste câteva ore, gura lui Quetzalcoatl se va deschide și trebuie să-i dau pandantivul. Numele meu e Pampapiciu. Cândva mi s-a încredințat această fiolă ca să-mi confere puterile zeilor, dar la capătul unei vieți trebuia să o ofer lui Quetzalcoatl. Am păstrat-o timp de 30 de vieți, dar am venit aici pentru a-i o aduce în această seară. Gura lui se va deschide pentru ultima oară. De ce să-i o dai? Acolo unde e nu mai poate face niciun rău. Pentru că altminteri gura va arunca peste Providon spiritul celor mai groaznici zei. Atunci ce mai așteptați? Căutați-o! Lacul e foarte adânc. Cum să facem? Hei, cred că am o idee! Durează puțin, dar mă grăbesc! Acolo e! Du-ne la gura lui Quetzalcoatl! Gura! Repede! Bravo, Oscar! Gura se va deschide în câteva clipe. Câte eforturi ca să dea greș tocmai la final. Ce păcat! Mai sunt câțiva metri! Bravo! Te-ai descurcat bine! Providons ne va rămâne îndatorat! Providons așteaptă ca un anumit zeu să le înapoieze ofrandele furate. Timp îi acordăm? O oră? Ce dureros e să cazi de pe piedestalul tău, domnule primar! Cu cât urci mai mult, cu atât mai dureroasă e căderea! Locuitorii din Providence mi-au mulțumit că le-am returnat bunurile. Deoarece în parte asta se datorează și vouă, vreau să aveți partea voastră pentru serviciile aduse comunității și să nu ne purtăm pică. Și încă ceva, nu credeți că am aerul unui astec? Ba mai mult, îmi pare că ai un aer divin. Da, așa e. Crezi că e un astec adevărat? Dacă nu e, atunci e un actor bun și un povestitor de doi bani. Șarpe cu pene, buturugă ce se transformă în gură! O fi fost o halucinație colectivă, cine știe? Știu eu! Au dublat în limba română actorii Iona Brudan, Daniel Vulcu, Petre Ghimbășan, Ana Maria Vlad, Andrian Locovei, Ion Ruscuț, Richard Balint, Doru Fârte, Alex Rusu, Ileana Iurciuc. Traducerea și adaptarea Marcel Negrău. Regia Mariana Presecan și Doru Presecan. Dublajul a fost realizat de Zoo Studio Oradea.